fiecare dată încercăm să implicăm cât mai multe personalități oltene. Astăzi, de exemplu, printre alții a venit la Craiova și Alexandru Mironov, care nu a mai apucat să vorbească în prezentarea pe care noi am făcut-o aici la Centrul Constantin Brâncuș, dar care cu siguranță pregătește niște evenimente foarte importante pentru copii. Și instituțiile noastre de cultură toate s-au repliat astfel încât să avem niște momente spectaculoase în această zi minunată pentru Oltenia. Suntem olteni, ne mândrim cu asta, dar dincolo de acest lucru, cu ce se poate lăuda Oltenia sau olteanul în fața celorlalți români? Oltenia este cea mai frumoasă zonă din România, eu o spun asta cu mândrie și cred că toți cei care au văzut cazanele Dunării sunt de acord cu mine. Din păcate, insuficient exploatată din punct de vedere turistic. Dar încercăm să pregătim în perioada următoare o relansare din punct de vedere turistic al Olteniei. O să începem chiar în perioada Târgului de Paște, când avem un invitat special. Este vorba de primarul din Torino. Noi avem cursă cu Torino de la Craiova și am reușit să gândim împreună o strategie de parteneriat turistic, astfel încât se poate să vină și turiștii italieni în România. Noi ne-am bucurat foarte mult ca această zonă să fie, în primul rând, evaluată altfel de către turiștii români. Pentru că, din păcate, toată lumea se înghesuie pe Valea Prahovei, sunt ore întregi în care se așteaptă în trafic acolo, în condițiile în care noi avem foarte multe lucruri de oferit. Spuneam despre județul Mehedinți, care are podul lui Dumnezeu, sunt doar două poduri naturale în această lume, are echipul lui Decebal sculptat în munte, are ansamblul acela spectaculos roman cu podul lui Apolodor din Damasc, termele romane, mai este un templu care se află peste Dunăre, dar care este vizibil de pe partea românească. De asemenea, avem cea mai mare concentrație de peșteri din lume în județul Gorj, cu ansamblu Constantin Brâncuș, lucrările lui Brâncuș care se află la Craiova, nu mai vorbesc de orașul Craiova care este spectaculos pentru că este al doilea ca și număr de clădiri monument istoric din România, după București, după capitala României, cu foarte multe clădiri noi care, iată, intră în patrimoniul umanității, am putea spune noi, stadionul de la Craiova, al patrulea din lume ca frumusețe declarat de site-urile de specialitate. De asemenea, această clădire în care ne aflăm și noi astăzi, care este o clădire unicată în întreaga lume prin modul de îmbinare al sticlei. Și, bineînțeles, Salba de Mănăstiri, care se află în județul Vâlcea, cu tot cu stațiunile turistice de acolo, cele două județe care au o zonă spectaculoasă de Dunăre, Oltul și Doljul. De asemenea, ne mândrim în ultimii ani cu foarte multe evenimente pe care noi le facem la Craiova și cu asta ne așteptăm să atragem cât mai mulți turiști în Craiova. Este vorba de Festivalul Shakespeare, care este al doilea la clasa lui din lume, de Festivalul de Păpuși, care este al doilea ca și importanță din Uniunea Europeană, cu Festivalul Intensity, care iată începe să prindă viață și tot mai mulți și îl doresc în orașul nostru. Și, bineînțeles, cu toate celelalte evenimente pe care noi le avem începând din martie, practic, cu ziua Olteniei, se dă startul tuturor evenimentelor care se sfârșesc undeva la finalul lui octombrie.